concursul nostru de volume și începem cu Violeta Pintea, al cărei volum Șarpele Roșu a apărut în condiții, de fapt toate cele volume au apărut în condiții de excepție la editura Eurostampă din Timișoara, editură cu care noi lucrăm de ani de zile și care ne sprijină cu toată deferența și cu toată solicitudinea demersului noastre. Va fi prezentată de domnul Constantin Dehelean, poet, critic literar, eseist din Arad. Poftiți, domnule Dehelean. Da, mulțumesc. Prima dată, vreau să aduc și eu mulțumiri factorilor care au organizat evenimentul, în primul rând primărie. Vreau să vă spun că încă din renaștere existau niște comune culturale, Firenze, Florența, Veneția, Milano, au ajuns mari forțe militare și prin cultura pe care o cultivau. Păstrând proporțiile, nu trebuie să ne cramponăm de faptul că astăzi forța, energia ține în bani, ține și în cultură. Faptul că primăria din Dudeștinoi a realizat această frumoasă forță și energia culturii este o faptă bună. Felicitări! În legătură cu Șarpele Roșu, acest volum de versuri este, de fapt, să zic, un fel de continuare a unui volum. Este un șir de poeme, oarecum care vine dintr-o altă resursă a Îngerului Negru, care a fost, să zic așa, emblema primului volum. Este o poezie scrisă de o poetă, unde feminismul și feminitatea sunt firești. N-aș vrea să fac așa o descriere tehnică a poemelor, aș vrea să citesc doar două sau poate trei dintre poeme, care mi s-au părut mie, care reprezintă, de fapt, întregul volum. Este vorba de primul text, primul poem. Autoarea nu și-a intitulat poemele, poate într-un mod intenționat nu și le-a intitulat, tocmai ca să dea o anumită fluență și o anumită, să zic așa, permanentizare și un fel de continuitate în sine. Și spune autoarea: doarme șarpele roșu peste ouăle lui de mătase din adâncul pământului. Doarme șarpele roșu în cuibarul lui de pietre încinse, în cuibul lui ca o lună murdară întorsă pe dos. Urmele zilei de ieri cad asemenea unor unghii bolnave, moli triste nimerite în secunda fără aer a tăcerii și iar încercăm vaga amintire că am fost mătase și piatră și până am învățat să vorbim ne-am sfărâmat între dinții de lapte toate robinele și a mai rămas doar o urmă de roșu ca o fără de lege a gândului și nici nu știam că în somnul lui șarpele roșu se hrănește duhnind a păcat cu lapte nefiert de femeie. Și am să vă mai citesc încă un poem. Camera poetului are multe oglinzi colorate, în cea roșie locuiește de ceva vreme o femeie de sticlă. Camera poetului are pereții dubli, între ei locuiește tăcerea și un telefon pentru taxă inversă atunci când el rătăcește drumul și sună umbra să aerisească de baraua cu vise și întreabă pereții ce culoare să le aducă din vechea lui casă care nu va avea pereții dubli și oglinzi colorate
telefonul pune prea multe întrebări și el este prea obosit să mai caute eșarfă pentru umerii femeii de sticlă, printre picioarele lui trece amintirea unui câine vagabond care îi dăruie cândva o lesă cu țintă. Cred că ați sesizat în cele două poeme pe care le-am citit eu, oarecum emoționat de greutatea versurilor și a spuselor poeziei acestei autoare. Eu cred foarte mult în destinul poetic, destinul literal al autoarei și cred că intuiția celor care se ocupă cu promovarea poeziei vis-a-vis de evenimentele de la Budești noi au avut, să zic așa, atunci când au citit primul textele din primul volum, au avut, să zic, poate ca și mine, revelația unei valori despre care cu siguranță că se va mai vorbi. Mulțumesc!